Doamnelor și domnilor, bun găsit la Recrutat în Oltenia, sunt Eugen Barbu. Astăzi vom vorbi de câteva oportunități de afaceri în domeniul auto. Am invitat alături de mine pentru a dezbate acest subiect pe Liviu Bădoiu, consultant auto. Îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea cu care ai acceptat invitația noastră și îți spun bine ai revenit la Recrutat în Oltenia. Mulțumesc frumos, mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul profesionist al emisiunii dumneavoastră pentru a aborda o nouă temă de interes permanent. Cum putem să dăm valoare mașinii noastre sau cum putem să achiziționăm o mașină cât mai bună și ce șanse avem să vindem cât mai ușor. Așadar, piața auto din România, producția de autoturisme din România a atins un nou nivel maxim luna trecută cu peste 45.000 de unități, doborând recordul stabilit în luna mai. Ce înseamnă acest lucru? Ford va produce anul acesta 75.000 de mașini, Dacia peste 340.000 de mașini. Însă, 90% din producție va merge către export, ceea ce înseamnă că va crește și numărul mașinilor venite din afara țării și să nu uităm că preferăm mașinile second hand. Ce înseamnă acest lucru sau cât de important este faptul că importăm mașini din afara țării și cât de mult ne poate ajuta în dezvoltarea unei afaceri în domeniul auto? Mă bucură foarte mult știrile din zona economică ce țin de producție. E clar că ne asigurăm un viitor mai bun. Ceea ce contează însă pentru noi, cei care activăm în breasla aceasta auto, vânzările desfășurate pe piața internă, care în momentul de față nu sunt într-un permanent recul de circa 6 ani de zile conform statisticilor și nu fac altceva decât să scadă și nu avem o perspectivă prea bună. În primul semestru, matriculările de autovehicule noi, de exemplu, au scăzut față de perioada precedent anului trecut cu circa 36%, potrivit unor analize de piață. Numai în luna iunie au fost înmatriculate de două ori mai puține mașini decât anul trecut în iunie. 5.700 de mașini la nivelul întregii Românie, destul de puțin. Asta înseamnă că suntem încă săraci pentru a ne permite luxul unei mașini noi. Și atunci, alternativa este mașina de ocazie. Aici sunt foarte multe oportunități pe care le-ați sesizat. Care ar fi aceste oportunități de dezvoltare a unei afaceri în domeniul auto? Pe întreg parcursul achiziției mașinii, pregătirii de vânzare, întreținerii, revânzării, există oportunități multiple. Există oportunități pentru cei care se ocupă de achiziția mașinilor, atât de pe piața internă, cât și de pe piața externă, din Europa, cu preponderență. Există oportunități pentru cei care le pregătesc pentru o nouă viață, second life, pentru o mașină second. Există oportunități pentru cei care le prezintă, le revând, dealerii auto și parcurile auto de second hand. Există oportunități pentru firmele de asigurări. Există oportunități noi datorită acestei piețe auto second care este în creștere. Iată, nu putem decât să ne bucurăm că avem posibilitatea să dezvoltăm un business. Dar cât de greu poate fi început un business în acest domeniu? Pentru că sunt convins că sunt anumite etape pe care ar trebui să le parcurgă un individ atunci când ia această decizie. Nu cred că este la îndemâna oricui să pună bazele unei afaceri în acest domeniu. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă cel care dorește să pună bazele unui astfel de business este plăcerea de a lucra cu mașinile, dragostea pentru mașini. Dacă nu-ți place ceea ce faci, nu ai să reușești absolut nimic. Este suficient doar să ai o pasiune pentru mașini sau să ai și niște cunoștințe care să te ajute să demonstrezi că lucrul făcut de tine este de calitate? În momentul în care îți place ceea ce faci, urmează etapa de pregătire proprie ca să poți avea succes în domeniul respectiv. Și aici există destule resurse în momentul de față de pregătire. Poți să faci carieră în zona de vânzare a mașinilor, în zona de recondiționare a mașinilor, în zona de inclusiv de asigurare. Cunosc persoane care în momentul de față au afacere grozavă în domeniul asigurărilor mașinilor. Este greu să pui bazele unei afaceri în domeniul asigurărilor auto? Este destul de greu pentru că în momentul de față piața este reglementată și activitatea este foarte serios monitorizată. Te joci cu niște valori importante. E vorba de multe cunoștințe în domeniul dreptului, în domeniul economic. Nu este la îndemâna oricui, dar
produce foarte multe rezultate. Pentru că le spuneam telespectatorilor că le vom da câteva idei de afaceri în domeniul auto, aș vrea să ne spui care ar fi etapele pentru a pune, a pune bazele unei, să zicem, pune afaceri în domeniul asigurărilor auto. De ce ar personal, fi nevoie? De ce ar fi personal nevoie, pur și simplu? Colaborez cu un broker de asigurări de profil și pe parcurs am înțeles care este complexitatea activității dumnealor. Prima etapă și cea obligatorie este aceea a constituirii activității din punct de vedere legal a firmei. Firmă care trebuie autorizată, din punctul acesta de vedere, sunt niște condiții speciale pentru o companie de profil din domeniul asigurărilor. Trebuie să fie asigurată de Comisia Națională de a Asigurărilor, nu cunosc titulatura foarte exactă, trebuie să aibă o denumire de profil, trebuie să aibă un statut aparte, statutul societății, după aceea sunt anumite autorizații și avize care trebuie luate suplimentar. Pe lângă toate aceste formalități pe care ar trebui să le îndeplinească cel care vrea să pună la punct o asemenea afacere, va trebui să se orienteze și către angajați. Sunt în acest moment dispuși sau sunt pe piața forței de muncă doritori care vor să activeze într-un astfel de domeniu? E o oportunitate excelentă pentru mai ales tineri proaspeți absolvenți să facă carieră și în acest domeniu, pentru că odată ce s-au școlit în zona aceasta, cu siguranță piața le oferă suficiente oportunități de lucru. Fiecare broker de asigurări trebuie să aibă cursurile efectuate și o licență specifică, o acreditare specifică. Deci pe lângă informațiile generale, trebuie să aibă și informațiile specifice și autorizarea specifică. Câștigurile însă sunt interesante în zona aceasta. Eu personal nu activez, colaborez în domeniul asigurărilor, doar că se muncește mult, se câștigă bine. Așadar, vom încerca să dezbatem și alte idei de afacere în acest domeniu și cred că cel mai la îndemână ar fi un service auto. Aici, ce condiții ar trebui să îndeplinească cineva care vrea să deschidă un service auto? În primul rând să aibă cunoștințele tehnice de specialitate, pentru că nu poți să lucrezi într-un domeniu ce necesită cunoștințe atât de ample fără să cunoști lucrurile. În al doilea rând să aibă un spațiu corespunzător, pentru că am avut prilejul sau neprilejul să cunosc oameni foarte buni specialiști pe domeniul lor de competență mecanice auto, care își desfășurau activitatea în spații total improprii, foarte, foarte, foarte prost amenajate. Oamenii buni specialiști. Și mă gândeam cât de multă valoare ar avea dacă și-ar reloca activitatea. Pe parte din ei am reușit să-i conving în momentul de față și au spații mult mai bune. Business-ul a crescut și activitatea pur și simplu a explodat. Se simte lipsa specialiștilor pe piața auto din Craiova? Din punctul acesta de vedere, în zonă sunt foarte mulți specialiști și sunt foarte mulți oameni competenți. O mare parte din mașinile care nu-și găsesc rezolvarea problemelor în alte zone ale țării sau pe piețele externe, la costuri mult mai mari, acolo e o mentalitate de consum fantastică. Preferă să schimbe piesele decât să le repare. Aici se găsesc soluții. Oamenii sunt foarte, foarte inventivi, foarte creativi, foarte dornici să rezolve, să repare. Sunt mult mai bine pregătiți oltenii noștri decât alții din zone mult mai dezvoltate chiar. Activitatea desfășurată într-un service auto este una care poate fi dusă la capăt de unul singur sau trebuie să alegi pe lângă tine, așa cum spuneai și tu, specialiștii aceia care să te ajută să fii performant? Cu siguranță deținătorul pentru activității început, trebuie să fie el un specialist. Pentru început poți porni de unul singur? Se poate porni de unul singur. Dacă discutăm de o activitate și de un business de startup, dacă discutăm de serviciurile mari acolo, e o adevărată logistică, e o adevărată uzină organizatorică. Întorcându-ne la un business micuț, pentru cineva care cunoaște și își dorește să facă acest lucru,
poate fi pornit și pe cont propriu, dar cu siguranță valoarea parteneriatului se vede și în zona aceasta. E vital să se asocieze cu oameni care au competențe pe alte domenii, pentru că un servis nu înseamnă doar reparația în sine a mașinii, înseamnă și elementele ajutătoare, înseamnă marketingul servisului, înseamnă elementele legale, înseamnă elementele de aprovizionare, înseamnă foarte, foarte multe aspecte organizatorice, nu doar reparația propriu-zisă. Eu cred că nu poate fi desfășurată one man show, nu poți să le faci pe toate. Mai merg spălătoriile auto în Craiova? Cred că funcționează, cred că sunt deschise multe la ora aceasta. Problema este modul în care merg, cum funcționează cum ele. Cum ar trebui gândit o afacere de genul acesta? Când ne gândim la o spălătorie auto, ne gândim la un spațiu amenajat corespunzător, să avem o sursă de apă și câțiva angajați. Însă lucrurile nu stau chiar atât de simplu. Marea problemă a spălătorilor auto sunt spațiile improprii și angajații. Angajați care sunt tineri, marea majoritate neșcoliți, sunt tineri adunați de pe stradă, chiar muncitori cu ziua, care nu fac altceva decât să execute sarcinile aruncate, spus așa, într-o doară de deținătorul spălătoriei și care creează mari probleme deținătorilor de autoturisme. Sunt și spălătorii autoprofesioniste, sunt și self-service-uri, sunt și ateliere de cosmetizare, ateliere de detailing. Eu personal cunosc zona aceasta de detailing prin intermediul prietenului meu, Cosmin, deținătorul atelierului de detailing din Craiova, și am văzut ce înseamnă diferența între a spăla mașina. Este un domeniu nou, presupun, acest detailing auto. Când a apărut o asemenea oportunitate de business în Craiova? În momentul în care oamenii au început să-și aprecieze mai mult bunul, un bun de valoare mașina, în momentul în care au început să aprecieze mai mult calitatea și în momentul în care au apărut mașinile de valoare mai mare. Pentru că totuși detailingul vizează o zonă de clienți de top, oameni care sunt dispuși să investească în bunul lor, astfel încât acesta să arate permanent impecabil. Se poate spune că detailing ar fi echivalent cu cosmetizare auto? Eu cred că este mai mult decât cosmetizare auto. Cosmetizare înseamnă să mai retușezi pe aici, pe acolo, să mai corectezi o mică greșeală. Detailingul merge în profunzime și chiar educă. Ce înseamnă profunzime? Aș vrea să ne explici, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți telespectatori care nu au auzit de detailing auto. Profunzimea operațiunilor de detailing, dar și profunzimea elementului în sine de detailing înseamnă și educația consumatorului operațiunilor respective, la modul cum să-și întrețină și ulterior mașina. Din punct de vedere al operațiilor propriu-zise, nu mai gândiți-vă că o spălare durează între 10-15 minute, nu? O operațiune de detailing durează minim 6 ore, poate chiar 12 ore și mai mult. Se ia fiecare detaliu al mașinii și se corectează. Nimic nu trece neobservat ochiului specialistului. De asemenea, se merge până la eliminarea definitivă a problemelor mașinii. Aici vorbim de bacterii, de acarieni, pe partea de tapiserie. Vorbim de mirosuri neplăcute, pe care nu cred că o spălătorie are timpul și dedicația necesară să le rezolve. Și atunci nu mai într-un atelier de detailing poți să rezolve astfel de probleme. Curățirea se face prin mai multe procedee, chimice, fizice, aparatele sunt mult mai complexe. Am văzut, de exemplu, la Cosmin ultimele achiziții vis-a-vis de treaba aceasta și am rămas uluit. Parcă eram în capsulă spațială, am văzut un aparat de tip tornadă. Nu mi închipuiam că există așa ceva, dar sunt lucruri extraordinare și începem să le folosim puțin câte puțin. Cel puțin pe zona de transfer de mașini, de autovehicule second, pentru o anume categorie de mașini, eu mi-am setat pentru mașinile pe care le distribuim prin intermediul parcurilor auto, ca peste un anume nivel de preț,
Obligatoriu mașinile să le trec prin operațiuni de detailing. E vorba de respectul pe care îl arătăm noului deținător al mașinii. E vorba de valoarea adăugată pe care o dăm. Pentru că și aici lucrurile s-au schimbat mult. Se trece progresiv de la etapa de, scuzați-mi cuvântul, samsă reală de mașini, la etapa de redistribuire, de dealer privat de mașini. Și aici se vor schimba cât foarte mult. Cât de costisitoare este o astfel de afacere? Afacerea în sine, ca și investiție, poate fi foarte scumpă. Acesta este și motivul pentru care în momentul de față în Craiova nu sunt decât două ateliere de detailing. Pregătirea specialiștilor e de durat, durează câțiva ani de zile. Resursele în momentul de față sunt foarte puține resurse de calitate românești. Majoritatea din materialele pe care le-am accesat și eu sunt din Statele Unite. Deci trebuie să înțelegi foarte bine ce se produce acolo, ce se petrece acolo. Materialele folosite nu sunt accesibile în hipermarket, de exemplu, sau la modul merg la cumpărături, îmi cumpăr și pastele de poliș. De unde se pot procura aceste materiale? Doar sunt distribuitori autorizați în acest moment pe piață? Doar prin intermediul unor importatori naționali de produse profesionale din domeniul detailingului poți să intri în posesia unor astfel de materiale. Doar prin ei. Nu se găsesc. Care ar fi diferența între o spălătorie auto și un atelier de detailing? Pentru că și la o spălătorie se poate merge pe ideea că mergi acolo să-ți pui la punct mașina. Spălătoria auto și are rolul ei zilnic în viața mașinii. Spuneai tu că într-un atelier de detailing mergi cu mașina pentru nu o simplă spălare, pentru a intra în detaliu în ceea ce privește imaginea, pur și simplu. Da, mergi la detaliul problemelor absolut, mașinii. Vorbim de tapiserie, vorbim de faruri, vorbim de exterior, dar și de, din câte știu și din câte am citit, prin această procedură de detailing se pot aplica și folii pe geamurile mașinii. E ca și în cosmetica feminină, acum s-a ajuns la operații cosmetice. La sau mai bine putem spune că este un serviciu care este atașat acestei proceduri de detailing. Foliile auto sunt un plus valoare sau un plus de confort adăugat unei mașini și sunt câteva elemente care îți sporesc confortul prin utilizarea acestor folii. Pentru a face această procedură, da, pentru a aplica foliile pe geamurile mașinii, presupun că îți trebuie și o autorizare. Trebuie omologate, autorizate atât foliile propriu-zise, cât și atelierul care le aplică. Atenție mare de tot la aceste folii aplicate. Deci pe lângă investiția în sine, în echipament, în dotarea atelierului, pur și simplu, trebuie să obții și anumite autorizări, anumite, să le zic, de la RAR, deci de la forurile care sunt acum competente să dea aceste autorizări. Da, autoritatea în materie. Care se ocupă în autoritatea în materie este RAR-ul vis-a-vis de omologarea foliilor și de omologarea atelierelor. Nu oricine poate să le aplice. Firește că există foarte multe mașini pe străzile din Craiova cu astfel de folii aplicate. În particular, care sunt un pericol efectiv în trafic. Trebuie respectate niște standarde și normative în privința aplicării acestor folii și de asta nu este o operațiune pe care să o tratezi cu atâta ușurință. Riști viața, pui în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Pentru ce? Pentru un aspect de hai să văd cum i-ar sta și mie cu folii. Sunt situații în care foliile sunt necesare. E vorba de aspecte ce țin de protejarea intimității sau aspecte ce țin de protejarea interiorului mașinii. Am aflat și eu recent, nu știam acest lucru, că sunt folii care au protecție UV și care îți protejează foarte bine interiorul mașinii. Iar pentru o mașină cu tapiserie din piele e un lucru extraordinar. Iată,
niște detalii pe care nu le cunoaște foarte multă lume. De asemenea, într-un atelier de detailing, presupun că este foarte important și personalul. Cam câți oameni ar trebui să aibă un atelier de asemenea care își desfășoară o astfel de activitate? Contează într-adevăr mărimea, dar contează mai ales calitatea oamenilor. Sunt în acest moment specialiști care pot desfășura o astfel de activitate? Sunt oameni pasionați de domeniul acesta și de fiecare dată mă bucur de compania lui Cosmin. Când vorbim de mașini și de partea aceasta de cosmetică, efectiv îți vine drag, parcă m-aș apuca și eu să fac lucrul acesta. Ține de anumite capacități ale omului de a merge până la detaliul mașinii, de capacitatea de a duce lucrurile în modul cel mai profesionist la capăt, pentru că aici nu poți să lași greșeală. Aici trebuie să rezolvi fiecare scăpare, fiecare defect. Nu trebuie să scape nimic. Aici garantezi omului perfecțiune. Vorbeam despre aceste folii care se pot aplica pe geamul mașinii, însă se știe și cu siguranță tu știi cel mai bine că producătorii deja au scos geamurile cu un anumit factor de protecție, să-i spun așa, în ceea ce privește luminozitatea din afară. Da. Ce rost își mai au aceste folii aplicate? Păi, în primul rând, e vorba de costuri. Geamurile cu factor de protecție, geamurile heliomat, sunt geamuri foarte scumpe, geamuri pe care nu le întâlnim la orice tip de mașini, și atunci ce facem cu omul care are o mașină cu o valoare mai mică, dar își dorește un confort sporit? Trebuie să-i oferim un serviciu și lui în zona aceasta. Pe de altă parte, costurile de întreținere sau de risc. Recent a trebuit să schimb parbrizul la mașină după ce a sărit o piatră și într-un atelier de parbriz, iată, încă o afacere destul de bună și destul de în vervă. Gândiți-vă câte drumuri sunt în România pline de pietre și câte geamuri se sparg în fiecare zi. Acum, din punct de vedere al costurilor, una este să înlocuiești un geam heliomat și alta este să reaplici o folie pe un parbriz normal. De asemenea, sunt foarte multe, foarte multe faruri mătuite. Prin această procedură se pot recondiționa și aceste faruri? Eu, la un moment dat, am fost derutat de o operațiune desfășurată de Cosmin. Am crezut că farurile au fost schimbate pe mașină și primul lucru la care m-am gândit, de ce a schimbat omul? E clar, mașina a fost lovită. Nu, farurile erau recondiționate. Atât de bine arătau, încât efectiv nu aveam nicio șansă decât mergând la detaliu. Iată o afacere de care ar trebui să profităm în această perioadă, mai ales că ne bucurăm că exportăm 90% din ceea ce producem, mă refer aici la cei doi producători autohtoni de autoturisme, vorbim de Ford și Dacia. Însă ne întristăm atunci când vine vorba de soarta dealerilor auto. Cum crezi că vor supraviețui în astfel de condiții? Nu-i business-ul meu. Dealerii auto trebuie să înțeleagă, o parte deja fac pași importanți în direcția aceasta, că trebuie să-și diversifice area de servicii și area de competență. Colaborez în momentul de față cu un dealer auto important, al unui brand important în România, care a înțeles că trebuie să iasă din zona de confort în care nu facem altceva decât să vindem mașini noi și să reparăm doar ceea ce vine la noi. În momentul de față au o politică foarte, foarte interesantă pe partea de buyback și de second, de parc autovehicule rulate, așa doresc să se poziționeze pe piața aceasta second, vis-a-vis de faptul că trebuie să se desfășoare și vor lucra cu mai multe branduri pe parcul acesta de autovehicule rulate. Iată, abordează o zonă care până acum era targetată doar de jucătorii persoane fizice, de mașini, jucătorii de pe piață samsari. În momentul de față intră dealerii pe piață și bătălia va fi foarte interesantă. Bun, că ai tot amintit de samsari, de ce au această imagine proastă? Pentru că o merită.
pentru că interesele personale sunt puse în mod vădit pe primul plan, îi interesează și contează mai puțin ce obține clientul de la ei, pentru că de multe ori merg pe vânzări o singură dată, nu-și fidelizează și nu interesează fidelitatea clienților. Nu interesează ce se întâmplă mai departe cu omul respectiv și ar trebui să se pună în postura celor care au avut cel puțin un accident din cauza unor mașini pe care nu le-au prezentat realist. Nimeni nu zice o mașină second, e totuși o mașină second. Oricând poți să ai surprize cu ea. Asta e un risc pe care ți-l asumi și trebuie să ți-l calculezi. Dar cel puțin trebuie să fie corect cel care vinde acest autoturism și să prezinte toate elementele care ar putea pune în pericol viața acelui care cumpără mașina respectivă. Când crezi că vom scăpa de acest amsar de pe piața auto din România? În momentul în care toți participanții la business-uri în domeniul auto vor înțelege rolul educației clienților. În momentul în care clienții vor fi educați în zona aceasta de piață second achiziții, în momentul acela inevitabilul se va produce. Oamenii vor prefera să cumpere servicii de calitate, mașini de calitate mai bună, chiar cu garanții, date din partea unor jucători serioși, decât să își riște viața și banii, mergând pe mâna unor oameni care, așa cum am zis, sunt de calitate. Pentru că nu mai avem foarte mult timp până la finalul emisiunii, aș vrea să reamintim fiecare idee de business pe care am dezbătut-o aici la Recrutat în Oltenia și să le dăm câteva sfaturi celor care sunt interesați. Sunt businessurile de achiziție și aici nu necesită foarte mulți bani, necesită însă mult timp și multă voință. Sunt businessurile de resell, de vânzare, sunt businessurile de întreținere, sunt businessurile de reparații, sunt businessurile de cosmetică autoprofesională, detailingul, sunt businessurile de asigurări. Toate din ele pot fi abordate în momentul de față cu succes. Piața auto în momentul de față se schimbă și oricare nou intrat poate avea șansa de a face o carieră în domeniu. Banii care se învârt în zona aceasta sunt foarte mulți și nu trebuie ignorați. Spune-ne, te rog, care ar fi suma minimă cu care ai putea începe o afacere în acest domeniu? Păi poți să începi cu propria mașină. Adică poți să începi cu un buget de câteva mii de euro. Câteva mii de euro îți pot asigura o afacere de succes dacă ai seriozitate și te implici direct în ceea ce vrei să duci la bun sfârșit. Liviu Bădoiu, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența astăzi la emisiunea Recrutat în Oltenia și te aștept și cu altă ocazie pentru a dezbate și alte teme interesante ale pieței forței de muncă. Vă mulțumesc pentru invitație și întotdeauna cu plăcere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă spun la revedere până data viitoare.